Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog. Vă aștept solicitările pentru consultație de diabet în clinica virtuală la adresa de mail afișată pe ecran. Astăzi răspund la o întrebare venită din partea voastră și anume alimentele prăjite. Influențează glicemia? Atunci când consumăm carbohidrați simpli, organismul îi transformă rapid în glucoză iar nivelul zahărului din sânge crește. Alimentele prăjite conțin de obicei carbohidrați, în plus grăsimea încetinește digestia. În loc ca glicemia să crească imediat, este posibil să observați un nivel mai ridicat de glucoză câteva ore mai târziu. Cu cât organismul poate digera mai repede mâncarea, cu atât crește mai rapid și mai mult glicemia. Dacă nivelul de glucoză crește prea repede, pancreasul va produce prea multă insulină în încercarea de a reduce rapid glicemia, însă prea multă insulină va face celulele să, devine, să devină rezistente la acțiunea acesteia. După cum știți deja, rezistența la insulină reprezintă principala cauză a diabetului zahara tip 2. Carbohidrații simpli, cum ar fi zahărul... Au cel mai mare impact asupra glicemiei. Glucidele complexe, cum ar fi fibrele, ajută la încetinirea digestiei și reglează atât creșterea glicemiei, cât și producția de insulină. Alimentele prăjite afectează în mod diferit nivelul zahărului din sânge. Cartofii prăjiți cresc zahărul din sânge mai repede ca puiul prăjit, deoarece puiul este proteină, iar cartofii sunt carbohidrați. În plus, carbohidrații și proteinele au 4 calorii pe gram, iar grăsimile au 9 calorii pe gram, ceea ce înseamnă că de cele mai multe ori alimentele prăjite sunt adesea foarte bogate în calorii și vă îngrașă. Consumul de mai multe calorii decât aveți nevoie poate duce la creșterea în greutate. Iar Excesul de grăsime poate interfera cu capacitatea organismului de a utiliza insulina în mod eficient. Insulina este hormonul ce introduce glucoza din fluxul sanguin în celule. Dacă corpul nu folosește insulina în mod eficient, glicemia va crește și va duce la apariția diabetului zaharat. Pe lângă toate dezavantajele prezentate anterior, Alimentele prăjite conțin grăsimi trans, care sunt asociate cu un nivel crescut de colesterol și care vă cresc riscul de boli cardiovasculare. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi și utile informații. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.